în seara, dragi prieteni, la o nouă ediție de Culart. Mai avem 4 zile până la Crăciun. Asta nu ne-a împiedicat, totuși, să vă propun un interviu cu domnul Marin Voican Ghioroiu, compozitor și scriitor, un colaborator efervescent al celor de la ansamblul Ciocărlia. Despre ce discutăm, o să vedeți în materialul următor. Și am să răspund bună seara, în primul rând, maestrului Marian Voican Ghioroiu, bună seara! Bună seara! Și bine ați venit în Palatul Muzicii, suntem foarte bucuroși. Și întrebarea pe care vă adresez, așa cum o fac de obicei, este una simplă. Cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? Sunt ca orice slujitor al Condeiului, scriitor și compozitor, Marin Voican Ghioroiu. Activitatea mea se desfășoară pe mai multe trepte și aș începe, fiindcă toți suntem în anul centenarului, cu activitatea pe care am desfășurat-o acest an și realizările pe care le-am făcut. În primul rând, pot să amintesc că am realizat împreună cu maestru Constantin Arvinte, eu am scris libretul, dumnealui muzica, cantata Marii Uniri, care a fost apreciată și premiată de Uniunea Compozitorilor din România. Tot în această perioadă, cu maestru Constantin Arvinte, am reușit să tehnoredactez această carte care se numește Colinde Românești, scrise pe o perioadă de peste 60 de ani, culese de maestru Constantin Arvinte. Pentru anul viitor, tot împreună cu maestru Constantin Arvinte, o să facem o operetă care se numește Prințul Orestă de Cocosara. Acest libret a fost inspirat din viața unor oameni care își duc existența cu gândul că poți și ei cândva să devină prinți, împărați și regi. Așa cum fiecare copil își dorește la un moment dat. Tot pentru anul viitor, de fapt, avem aproape 40% cu maestru, cu profesorul Valentin Mandric, se numește Poetul și Regina. Dacă mi-e permis, vă rog. Spuneam la început că anul acesta noi sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Atât cu maestru Arvinte, cât și cu Valentin Mandric, acolo am scris câteva lucruri în acest libret care pot să fi redau decât în 4 versuri. Eroi mari și bravi, eroi legendari, țara vă slăvește, vă sărbătorește. Eroi bravi și mari, eroi legendari, glorie eternă la suta de ani, glorie eternă la suta de ani. Și reviu acum, fiindcă cel care a scris printre primii despre unirea noastră cu Basarabia, țara noastră, sora noastră mai mică, a fost poetul Mihail Eminescu, căruia i-am închinat un poem și am zis printre altele: țara noastră e despărțită, codrii bucovinii plâng, drag poet, iubit și sfânt, tot poporul nu te uită. Altă activitate a mea pentru viitor va trebui să realizez împreună cu soprana Rodica Angelescu un album muzical care va cuprinde atât cântece
din zona Oltenii, Gorj, Dolj, Vâlcea, cât și cântece cu tentă religioasă. De ce spun acesta? Fiindcă una din compozițiile mele a fost scrisă și cântată de Rodica Anghelescu, care se numește Învinerea Paștelui, unde arăt sacrificiul suprem pe care Maica Domnului, sau mai bine zis, calvarul prin care a trecut mama, cea mai iubită ființă de pe pământ, văzându-și fiul răstignit, pentru ca această credință să învingă până la urmă, să ne fie nouă far și în același timp un mod de existență, de la a te naște, a crește, boteza, rătez, cununie și, bineînțeles că biserica e aproape de noi și în momentul când ne înălțăm spre lumea celestă. În acest volum, de fapt, îl am în proiect cu domnul Laurențiu Stoica, președintele Fundației Stoica, care editează una dintre cele mai vechi reviste, Independența... Independența Română, Independența prin Cultură. Românească, pardon. Ce să vă mai spun? Activez ca director artistic și de imagine al Centrului de Etică și Strategii, președinte generalul major Gheorghe Dragomir, este fosta asociație culturală România în lume, care noi am activat exact după terminarea Revoluției de la 1992. 90. În același timp, tot cu această asociație culturală, am scris o carte cu lacrimi în ochi, cu nun de flori pentru eroi, închinată poporului american, care și el a trecut prin aceleași dureri pe care le-am avut noi în timpul Revoluției. Cartea s-a bucurat de o primire foarte frumoasă, au participat Institutul American, Ambasada Americană, s-au trimis la toate institutele și ambasadele noastre din străinătate cât un pachet de 25-50 de cărți, pentru a vedea că și poporul român este alături de marea durere a unui popor care a fost lovit fără scrupule de la 11 septembrie 2001 de către terorism. Eu vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Se pare că aveți o activitate bogată și nu se pare că nu o să vă opriți aici. Și asta este foarte bine. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați făcut până acum. Și vreau să vorbim puțin și despre această carte, ca să putem să trecem mai departe. Da, această carte, Ridicând cortina timpului, cu o prefață de domnul general Emil Străinu, între coperțile ei am cuprins povești, povestiri și amintiri. Am să mă opresc decât la o singură amintire care pentru mine a însemnat începutul activității mele artistice. Am fost hărăzit de Dumnezeu să întâlnesc pe Marea Doamna Cântecului Românesc, Maria Tănase, care mi-a zis să scriu, să compun și să cânt. Când ridic cortina timpului, o văd în grădinare, acolo unde era
minunatele sere ale tatălui său, Ioan Coandă Tănase, unde creșteau niște crizanteme extraordinar de mari, care făceau pe timpul acela, eu știu, cea mai frumoasă impresie la Paris, la Viena și la Berlin. Coandă Tănase a fost unul dintre cei mai iscusiți grădinari ai noștri, deci era așezată sub zona Piscului, acolo ca punct de reper este casa lui Arghezi. Când l-am cunoscut-o, intrasem la liceu la Gheorghe Șincai și atâta de mult am fost impresionat că din anul 1956 până ea a mers în lumea celor drepți, nu a existat spectacol, nu a existat, eveniment, manifestare culturală la care să nu apar. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă împreună cu conducerea Casei de Cultură a MEAIU-lui, respectiv am discutat cu regizorul Marian Ciripan și cu directorul Avram Alin, ca această piesă Ne vedem la Paris să se joace cu colectivul acestei instituții. Înțeles. În această piesă sunt cuprinse un buchet de melodii pe care le-am închinat dragului meu Gorjan Necuța Costache, care a avut o dragoste cu năbădăi fulminantă cu Maria Tănase, când ea avea 25 de ani și s-a aflat la Paris cântând sub bagheta lui Grigoraș Dinicu la expoziția internațională de la Paris, unde a participat regele nostru Carol al II-lea și împăratul Marocului. Atunci ea a mers la Necuța Costache împreună cu Poenaru, un mare patriot român, și bineînțeles că atunci era și George Enescu la Paris. Asta se petrecea în 1937 și Măriuca noastră a vrut să cunoască arta cu care Constantin Brâncuș a înnobilat piatra și lemnul. Maestru i-a prezentat coloana infinitului și în același timp s-a prezentat la ei Aritia Tătărescu, doamna sau soția lui George Tătărescu, care era pe timpul acela prim-ministru al României, cu un contract ca maestrul Constantin Brâncuș să realizeze un monument statuar în cinstea eroilor care au căzut în primul război mondial. De aici începe întreaga poveste. Măriuca primește explicațiile demiurgului sculpturii moderne, dar cu o condiție. Pentru fiecare explicație pe care o dă, să primească un cântec. Cântec care se, sau mai bine zis, continuă unde? În Valea Jiului, în parcul de la Târgu Jiu, unde alături de Constantin Brâncuș trec prin parcul eroilor, pe aleea eroilor și se așează la masa tăcerii, poarta sărutului, unde îi spune demiurgul, draga mea, la poarta sărutului, câte seri au așteptat fetele să-i întâlnească pe băieți. Tot la poarta sărutului, mama își îmbrățișează feciorul care pleacă în război și tot la poartă
care este podobită cu culoane de brad, sau mai bine zis, trec mirii pe sub ea pentru o zi devenind împărați. Mergând pe această alee a eroilor, ajungem la coloana infinitului, care face legătura dintre lumea terestră cu lumea de dincolo, adică este un fel de antenă intergalactică prin care se comunică de către eroii noștri legendari cu lumea de dincolo și în final Maria își spune atâția ani au trecut de când nu l-am mai văzut pe Necuța Constantin Brâncuș, Necuța Costache, s-a înălțat pe această antenă, sufletul lui a mers în Calea Lactee și de acolo de sus ne privește și este bucuros că noi suntem un neam ce ne respectăm credința și îi omagiem pe înaintașii noștri. Cam atâta este vorba în această piesă de teatru. Am înțeles. Eu încă o dată vă felicit și vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți. Și doresc multă sănătate, mai ales că ne apropiem de sărbătorile creștinești. Tuturor celor care ne priviți, ne ascultați, vă doresc an bun, fericire, să aveți lumină dumnezească în suflet și să vă dea Dumnezeu tot ce doriți să realizați în viață. La fel. I-am urat domnului Marin Voican Gheoroiu la mulți ani, apropo de Crăciun, multă sănătate și foarte multă putere de muncă în continuare. Noi însă va trebui să ne oprim aici pentru câteva minute, pentru că așa se întâmplă, să fie și pauză. Revenim!